Am avut o doamnă, culmea este că o doamnă, care a spus, a venit cu capul pe masă, s-a înnecat cu carne și o doamnă destul de destoinică i-a zis să pună telefonul pe speaker și să facă fix ce îi zic eu și să nu mai asculte la nimeni în jur. Și când până a ajuns ambulanța, omul fumă o țigară pe scări, pe scările casei, adică, și mi-au trimis colegii poză de acolo. Da, au fost mai multe. Bebeluși, în general, sunt cei care se neacă și e mai ușor de gestionat, cu toate că părinții sunt extrem de agitați, dar ies mai repede pentru că sunt bebeluși și au putere mai mare decât adulții de a supraviețui.